Ludmila Bula din satul Taraclea, raionul Căușeni, spune că de câțiva ani viața sa a devenit un chin. Vecinul cu care locuiește gard în gard întreține în gospodărie aproape 50 de capre și 5 vite. Femeia afirmă că mirosul și gălăgie emis de animale este insuportabilă, iar orice discuție cu vecinul se transformă în scandal. La 7 ani de când întrețin mai multe animale pe lângă casă, și parcă ani mai în urmă, vara ajungeau și caprele le duceau la stână, dar acum de vreo 3 ani le țin acasă și vară și iarnă și undeva vreo 40 și ceva de capri și vreo 5 vaci și încă iarna mai merge, dar vara, eu miros insuportabil. Iată, stăm cu geamurile închise, ușile, mai ieșim afară, iată, aici, la să ne odihnim, nu-i chip să stai. Eu miros că, și dacă le mai faci observații, suntem și șantajați că au să vin odată și au să ne gâtuie și n-a să dea nimeni de noi și ei cât și mai cât. Și dăm cât luptăm, eu nu știu. Femeia afirmă că animalele nu odată i-au pătruns în gospodărie. Poarta asta era, iată, se vede acolo, au fost îndoiete cât s-o întins. Tot rândul ăsta era mâncat, porumbul, parte și e tot. Asta plasa, lăsat în jos. Și când am văzut, eu am văzut vaca dezlegată. Dar am crezut că s-o duc și s-o legau. Când dimineața și-i fac observații, zic, uite, fă-ți gardul, îmi spune, fă-ți gardul. Și iată, l-a făcut și când mă uit, văd că iar încep. Încă le mai duceau asta la stână vara, dar în ultimii 3 ani, e ca asta să fie a patrulea, de acum numai acasă le țin și vară și le scot, iată, aici pe teren, le mai pasc, le aduc înapoi și e la primărie. Asta e teren public, nu le aparține lor. Iată, uitați-vă, acolo e marginea, unde e asta încoace, e tot. Femeia susține că tot băligarul de la animale este depozitat în fundul grădinii pe teren public, iar mizeria în care se transformă zona este de nedescris. La fața locului au fost chemați nu odată inspectorii ecologici și reprezentanții primăriei, dar fără folos. Noi am încercat la nivel local ca să această întrebare, problemă, dar până la urmă nu am izbutit. Am apelat la servicii, genul ANSA, ecologie. Atunci ANSA ne-a recomandat ca să elaborăm un, Consiliul Local să elaboreze un regulament de întreținere a animalelor domestice pe lângă casă, atât în timpul iernatului cât și în perioada pășunatului. Și atunci, acest regulament a Consiliului Local spune, dacă nu mă greșesc eu, că în perioada de iarnă, fiecare cetățean a satului Taraclea poate să întrețină până la 5 capete, ovine, caprine, pe lângă casă. Fapt care domnul Zamahin are peste 30 de capete, atunci acest regulament le-am prezentat la ANSA și ANSA a zis că da, noi nu facem nimic, noi ne conducem de regulamentul, de hotărâri de guvern, unde este scris că se poate, ca să întrețină, până la 50 de capete în gospodărie. Pe terenul administrației publice locale este niște bălegari și diferite resturi vegetale. Atunci când au venit cei de la inspecție ecologică, au spus că nu poate să-i facă nimic pentru că nu vrea să semneze. Eu nu știu dacă e corect chestia asta, fiindcă atunci chiar și știu și dacă comiți o infracțiune la poliția rutieră. Atunci dacă nu vrei să semnezi, tot una procesul verbal se face. Eu pe noi ne-a sesizat primarul ăsta, Taraclea, prezent încălcările efectuate domnul Zamahin, adică dumneavoastră din câte ce cunoaștem noi, depozitează deșeurile zootehnice, ne aluzeți-ne careva animale la domiciliu și toate deșeurile depozitează pe terenul public și încălcare cu folositații de mediu.
cazul încă se mitighează, adică nu s-a luat o decizie definitivă pe cazul dat. Secretara Consiliului Local Taraclia afirmă că cunoaște scandalul, dar spune că sancțiunile și avertizările emise de primărie nu dau roade. Doamna Ludmila a depus cereri și aici la primărie, pentru la ședința Consiliului a fost discutată cererea dumneavoastră ei. Domnul Gheorghe nu a vrut să reacționeze deloc la toate observațiile care s-au făcut din partea primăriei. S-a anunțat de vreo câteva ore, dumneavoastră a fost chemat la primărie, a refuzat. Am scris scrisoare recomandată prin oficiu poștal, am trimis-o prin pe persoana din credit la oficiu poștal, dumneavoastră a refuzat de a o semna, de a o primi. Am scris multe demersuri la Caușan, chiar și la poliție, am scris la ecologie, am scris pe toate documentele, instanțele, noi ne-am adresat, n-am avut răspunsuri nicăieri nimica, dar singur doar nu putem să acționăm. Da, suntem apălă în localitate, dar nu putem să luăm toate măsurile respective care uneori nu depind numai de localitate. Am încercat să luăm o reacție de la bărbat, acesta însă a refuzat să iasă din curte. Doamnă Gheorghe! În culmea disperării, femeia cere ajutor și roagă organele de control să intervină în remedierea acestei situații. Nu știu, dar unde să ne mai adresăm și asta, cum să mai procedăm.